E adevărat că Nistru, pe parcursul anilor, a demonstrat o scădere a apei. Vreau să deschid paranteza. Nistru chiar în perioada aceasta este foarte bogat în apă. Anul acesta. Anul acesta și exact în perioada aceasta, fiindcă am avut discuții cu partea ucraineană chiar acum, maxim 2 săptămâni în urmă, și suntem în procesul de debit ecologic, când ecluziile de la hidrocentrală au fost deschise mai tare și debitul de apă s-a mărit la 700 pentru ca să umple albia râului și peștele să reușească să depună icri. Și aici am avut prima dată în istoria cooperării între Moldova și Ucraina de când s-a construit hidrocentrală, o deschidere foarte mare din partea Ucrainei și înțelegerea necesității acestui debit ecologic. Vreau să vă spun că noi, dar se cunoaște de fapt, că noi avem acea comisie hidrotehnică unde este reprezentant partea Ucrainei și partea Moldovei. În anul 2021 am avut o ședință foarte reușită după câțiva ani de stagnare, deși grupurile de lucru tehnice s-au întrunit și au discutat. În anul 22, din cauza situației de război, nu a fost posibil această întâlnire, dar, din nou, ședințele grupurilor tematice online au avut loc. Și în anul 2023, acum, în luna iunie, iunie-iulie, vom avea ședința Comisiei Nistrene. Este o propunere să organizăm la Chișinău, chiar dacă Ucraina este responsabilă pentru anul 23, dar mai mult că vom face în Ucraina, fiindcă există și deschiderea din partea acestora. Vreau să vă spun că am avut câteva întruniri cu ministrul ucrainean al protecției mediului, domnul Ruslan Strelțov, unde am ajuns la discuții foarte cooperante și un dialog deschis pe partea ministrului. Grație acestui dialog avem rezultatul cu debitul de apă și avem o comunicare permanentă când sunt debitele mărite din cauza condițiilor energetice. Noi rămânem pe poziția noastră că trebuie să avem o claritate pe digul de la Naslavcea, să avem claritate și pe partea de proprietate și pe partea de delimitare a hotarului. Din câte am înțeles, partea ucraineană este deschisă să intre în acest dialog și totodată trebuie să găsim un numitor comun cum mergem în continuare în gestionarea ecologică a râului ca să avem apă calitativă pe cursul inferior al Nistrului și totodată să avem aceste debite. Noi, grupurile de lucru lucrează, se pregătesc și sperăm că în luna iunie vom avea cu o poziție mai amplă ca să protejăm, de fapt, poziția Republicii Moldova și interesele Moldovei vis-a-vis de Nistru, ca să avem, pe de o parte, apă destulă, apă pentru alimentare. Noi, la momentul de față, nu am identificat riscuri pentru asigurare cu apă potabilă. Doi, noi să avem apă pentru irigare, fiindcă lacul de la Naslavcea a fost proiectat în special pentru ca să asigure zonele aride cu apă pentru irigare și aici trebuie numai decât să ținem degetul pe puls ca să nu scăpăm acest moment și ceea ce ne interesează pe noi este și restabilirea ecosistemelor acvatice.